Continent vechi și frământat, Europa reprezintă o temă predilectă a specialiștilor. Atunci când vine vorba despre politica țărilor din acest spațiu, documentarea este și mai ofertantă. Valentin Naumescu, cunoscutul conferențiar universitar clujan, și-a surprins colegii și studenții cu un material impresionant ca volum și ca abordare. Politica marilor puteri în Europa Centrală și de Est se numește proaspăta apariție editorială, care se adresează atât cititorilor avizați, cât și celor care abia deslușesc mișcările statelor puternice. La lansarea cărții a fost prezent și vicepreședintele Consiliului Județean Vâlcea, Adrian Bușu. Sincer să fiu, aș vrea să încep cu o mărturisire. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici. Este una din cele mai reușite lansări ca valoare a informațiilor de carte pe care eu, la care eu am participat în ultimii 3 ani, și vreau să-l felicit pe autor, să-i spun că realmente cartea care o țin eu în momentul ăsta în mână poate fi oricând obiect de studiu la orice facultate în care tinerii vor să îmbrățișeze cariera de diplomat sau cariera de ofițer de inteligență. Atunci când am început lectura cărții la rugămintea domnului director Grigorescu și cu ajutorul domnilor de la Librăria Humanitas, mi-am pus întrebarea cui folosește această carte. Celor care sunt inițiați în procesul geopoliticii, geostrategiei, sau publicului larg care a trăit evenimentele descrise în această carte și va trăi evenimentele pregătite de capitolul 11, despre care o să-mi permit să vorbesc la finalul prelegerii mele. Concluzia pe care am desprins-o este că domnul conferențiar dr. Naumescu a reușit să îmbine atât informațiile pentru cei avizați, cât să găsească și un stil pentru cei neavizați și cei care ar vrea să-și explice de ce în ultimii 30 de ani zona centrală și sud-estică a Europei a fost o zonă extrem de frământată, o zonă în care am avut state unitare, state naționale care s-au destrămat, unele pe cale pașnică, altele cu războaie interetnice care au însângerat zona aceasta și au lăsat sute de mii de oameni fără adăpost. Să nu uităm drama Iugoslaviei, pe care autorul o tratează într-un capitol separat. Și de asemenea, și trebuie să vă felicit încă o dată, ați avut curajul să arătați și interesele marilor hegemoni care își doresc întâietatea în această zonă extrem, extrem de sensibilă a Europei. Și aici mă refer la Statele Unite ale Americii, la Federația Rusă și la Uniunea Europeană. Un al treilea jucător care, din păcate, pierde teren în lupta de impunere a unor reguli de conviețuire în această parte a Europei. Cartea vă prezintă sistematic, dacă vreți, în primul rând, definiția ce înseamnă Europa Centrală și de Est. Ce înseamnă o societate liberală, ce înseamnă o democrație, ce este naționalism, ce este suveranitate. Vă explică pe larg cine a fost detonatorul căderii cortinei de fier. De ce n-a mai reușit Uniunea Sovietică să fie un competitor în anii 90 pentru Statele Unite ale Americii? De ce Uniunea Europeană, după un proces de integrare a unor state din fosta cortină de fier, a ezitat să continue extinderea și până la urmă în 2007 România și Bulgaria, iar în 2013 Croația, au fost totuși admise pentru un așa zis echilibru al puterilor în Europa? Autorul cărții a recunoscut că proaspăta apariție editorială este dedicată soției sale, Simina, și fiicei lor, Valentina. Este, sigur, o parte importantă din munca mea, din activitatea mea profesională, din cariera mea, și este firesc ca la împlinirea 3 decenii de la încheierea Războiului Rece și mai mult de 2 decenii de când sunt împreună cu soția mea să dedic această carte pe care eu aș considera o carte a maturității mele ca autor, doamnei care m-a însoțit prin viață și m-a sprijinit. Este un moment important pentru mine ca autor, ca profesor universitar, ca specialist și pentru noi ca familie și mă bucur să am ocazia în această seară să lansez cartea recent apărută. Cartea este un exercițiu util atât studenților de la facultățile de profil, dar și pasionaților de politică.